Salutare prieteni și bine ați venit la un nou segment creat de eBlogAuto pentru voi. În aceste clipuri ce vor apărea în fiecare zi de vineri a săptămânii vom vorbi despre noutăți de lumii auto și moto, vom discuta despre știri, motorsport, evenimente auto, poze scăpate pe internet și chiar mondenitățile lumii auto. Totul într-un singur loc, locul pasionaților auto adevărați, eblogauto.ro. Prima noutate este legată de mult așteptatul și mult râvnitul nou model de Honda Civic Type R. Spun asta după ce chiar acum o săptămână am condus modelul curent de Civic Type R și trebuie să vă spun că nu mi-a plăcut absolut deloc. Este o mașină... Cum este mate mașina? Este o mașină peste medie, cum ar zice un mare clasic în viață. Problema cu această mașină peste medie, mult peste medie dacă e să fim sinceri, este că, da, este o mașină de 40-50.000 de euro în funcție de echiparea pe care o alegi, dar este ceva ce nu poți uita niciodată. Dacă ar fi să o caracterizezi într-un cuvânt, cum ai zice? Brutală. Brutală, într-adevăr. Acel 2.0 de 320 de cai putere trage ca... n-am o comparație, dar trage incredibil, ca o locomotivă. Este în orice treaptă, ai fi și în treapta a șasea, dacă ai fi și apeși pe accelerație, mașina tot accelerează. Direcția este incredibilă, cutia incredibilă, totul este foarte, foarte tare în acest Civic Type R. Noua generație, care tocmai ce a fost licuită pe internet, se pare că va avea un design un pic mai cumințel, dar va păstra elementele care ne plac nouă, și anume motorul turbo 2.0, va păstra tracțiunea față și va păstra cutia manuală excelentă. Spun asta pentru că după acest model, care va apărea în 2022, următorul Civic Type R se pare că nu va mai avea aceste caracteristici ce nouă ne plac atât de mult. Se pare că Type R-ul de peste două generații, cum ar veni, va avea un sistem de propulsie hibrid, s-ar putea să fie chiar all-wheel drive și, da, o cutie automată. Da, lucrurile acestea cumva denot așa că mașina se maturizează, nu avem ce să facem, aceasta este direcția în care merge toată lumea auto, dar măcar acum știm un lucru. Trebuie cu toții să începem să strângem bani, să ne cumpărăm fie modelul prezent de Civic Type R, fie cel 2022, pentru că, după cum vă spuneam, cel din 2022 va fi ultimul cu trenul de rulare, tracțiune față, cutie manuală, motor turbo 2.0, pur termic. Așa că începeți să strângeți bani. Noi am început de mult. Câți bani avem, Matei, în pușculiță până acum? Mai avem nevoie de niște bani. Abonați-vă, poate. Cine știe, ne luăm și noi Type R. Dar dacă tot strângem bani pentru o Honda Civic Type R, cine știe, poate putem să strângem și mai mulți bani pentru mașina care urmează. Hei tu, da tu, te cheamă cumva țiriac? Ești putre de bogat și te deranjează în buzunar aproximativ 875.000 de euro? Îți plac Porsche-urile din anii 70, dar pentru că ești bogat și ocupat, n-ai avut timp să-ți cumperi unul până acum? Ei bine, te invidiez. Și cred că și Matei te invidiază după privirea lui. Acum ai ocazia să cumperi un Porsche 911 din 1974 cu pedigree de mașină de curse, ce a aparținut inițial lui Emerson Fittipaldi, cunoscutul campion de Formula 1, dar... Atenție! Acesta nu este cel mai interesant posesor al mașinii în cauză, pentru că mașina aceasta a ajuns la un moment dat și în posesia lui... Cui crezi? Zi un nume. Pablo Escobar. Da, de unde ai știut? Ai văzut știrea înainte, ok. Pablo Escobar. El a modificat exteriorul mașinii, punându-i un kit de Porsche 935 și a folosit mașina la curse. Acum... mă întreb sincer dacă mai era nevoie de testul antidoping, știi, pe care îl fac toți sportivii, sau poate, nu știu, era nevoie, dar trebuia să-l facă și mașina. Ei bine, mașina este acum de vânzare și nu se știe exact care va fi prețul final la licitație. Important este că ultima oară când a fost vândută s-a vândut cu $875.000. Dar da, acum e din nou la vânzare, e din nou la licitație. Licitația a plecat acum de pe la 850.000, cam așa, deci cam în zona asta ne învârtim. Dar mă gândeam că ar fi foarte amuzant, cum ar fi peste câțiva ani să mergi cu mașina asta, super mult așa, să-ți ruginească pragurile și când îți ruginesc pragurile, să vezi că începe să curgă de acolo un fel de nisip așa alb pe care le-ai ales din greșeală și după aia începi să râzi necontrolat. Am pățit. Adică am pățit să conduc Porsche-uri și apoi să râd necontrolat, nu altceva. Bun, ok, următoarea știre. Acum că am vorbit despre liderul pieței mondiale a drogurilor, un nelegiuit cunoscut în toată lumea, să vorbim puțin și despre statul român. Știm cu toții la ce folosesc numerele roșii de înmatriculare, știm cu toții la ce folosesc numerele negre de înmatriculare, dar acum se pare că urmează să avem și numere verzi de înmatriculare? Statul propune aceste numere de înmatriculare cu litere verzi pe fundal alb pentru mașinile electrice. E nevoie de această diferențiere, zice statul, pentru a încuraja poporul român să cumpere aceste mașini. Și nu doar ca să ai numărul verde, ci pentru că mașinile electrice au anumite beneficii, de exemplu, parcare gratuită în centrul orașului. Cu aceste numere de înmatriculare, cei de la serviciul de parcări sau cei de la poliția locală care dau amenzi pentru cei ce nu plătesc parcările, aceștia vor ști cu ușurință cine trebuie și cine nu trebuie să plătească parcare, cine este scutit. Interesant este că deocamdată se vorbește despre acordarea acestor numere speciale doar mașinilor electrice, în ideea în care România va trebui să impună câteva restricții mașinilor cu combustie internă atunci când vine vorba de circulația în centrul orașelor mari, în marile orașe din vestul Europei. Dacă vrei să intri cu al tău 2.0 diesel în centrul capitalei, mai degrabă o iei pe jos pentru că trebuie să plătești o taxă care te usucă. În prezent, dacă intri pe site-ul ASPMB, poți face o cerere pentru a beneficia de o vinietă de parcare gratuită pentru vehicule electrice, dar și pentru vehicule cu sistem de propulsie hibrid. Dar întrebarea mea este următoarea. Cam cât de hibrid trebuie să fie sistemul tău de propulsie? Adică băgăm în aceeași oală și hibridul cu autoîncărcare și plug-in hybridul, dar și mild hybridul? Pentru că se pare că și sistemele mild hybrid în prezent beneficiază de această scutire, de exemplu de a parca gratis în mijlocul orașului. Și mie mi se pare un pic ciudat pentru că un sistem mild hybrid nu salvează atât de mult combustibil. Prin urmare, nu e ca și cum mergi foarte mult electric cu un mild hybrid. Tot arzi benzină. Și la trafic din acesta de oraș în care pleci de pe loc, pui frână, pleci de pe loc, pui frână, e bine, în acest caz mild hybridul nu te ajută, tot poluezi ca și cum ai poluat cu o mașină ce are doar sistem de propulsie pe benzină. Și atunci ce facem? Facem numere colorate altfel și pentru mild hybrid, facem verde mai închis pentru mild hybrid, verde mai deschis pentru electrice. Nu știu exact cum ar trebui să se gândească înalții prelați la această lege. Cert este că trebuie făcută o diferențiere și nu putem să le băgăm pe toate în aceeași oală. Dacă sunt electrice, hibrid, plug-in hybrid sau mild hybrid, să fie acolo. La un moment dat am văzut acum câțiva ani în București, cred că era un Chevrolet Tahoe și cei Chevy Tahoe. O mașină foarte, foarte mare, cred că era un Chevy Tahoe, care negru și acum țin minte. Și evident se auzea că are motor V8, adică se auzea mârlănesc, se auzea frumos tare, dar era numai mașina, da? Abia încăpea pe străduțe. Și am văzut o siglă mică cu verde așa, pentru că era hibrid mașina aceea. Dar ea avea audită mai V8-ul, de 4 litri cât naiba avea mașina aia, dar avea acolo un mic sistem de propulsie hibrid și gata, la mașina aia nu plăteai taxe. Adică mi se pare că n-ar trebui să picăm în această capcană, trebuie făcută o diferențiere, pentru că nu este atât de ușor să zicem, da, toate mașinile eco le băgăm acolo într-un cazan și aia e, le dăm acolo numere verzi și cam asta e treaba. Deci înalții prelați ar trebui să aibă grijă cum vor negocia această situație. Totuși vreau să aud și părerile voastre. Credeți că ar trebui să aibă doar mașinile electrice numerele acestea verzi sau poate și mașinile hibrid și plug-in hybrid și chiar și mild hybrid ar trebui și ele să aibă niște numere speciale? Nu știu, spuneți-mi în comentarii. Pentru că știu că sunt foarte mulți cumpărători de mașini cu sistem de propulsie hibrid. Mă refer aici la hibridul clasic cu autoîncărcare. Practic tot ce înseamnă Toyota, nu știu. CHR-urile se cumpără mult, Corolla se cumpără mult, nu se mai cumpără Prius-ul atât de mult, dar RAV4 hibrid se cumpără mult. Deci sunt foarte mulți cumpărători de mașini cu sistem de propulsie hibrid. Ei ce fac acum? Trebuie să-și cumpere o mașină electrică ca să poată parca și ei gratis în mijlocul orașului? Nu știu. Discutăm în comentarii. Dar de la toate aceste mașini noi, frumoase, eco-friendly, cum vreți să le zicem, haideți să trecem puțin la realitate. În fiecare săptămână vom avea și acest segment numit de prin service adunate, în care bunul nostru prieten Dan de la Panda Garage, atelierul pe care și tu îl poți închiria pentru a lucra la propria ta mașină, Dan ne va arăta câte o chestie interesantă care se întâmplă în serviciul său. Iar acum, haideți să vedem clipul de săptămâna aceasta. Ce s-a mai întâmplat în service? Aici avem una dintre problemele consacrate ale mărcii Peugeot, și anume puntea spate, care în timp, după ceva ani, ajunge să ofere roților un unghi foarte ciudat la călcarea pe asfalt, un camber, cum spune englezii, iar problema rezidă aici. Apa intră, afectează foarte mult aceste fusuri. Aici se vede abia urma de la un rulment și aici se vede ce a mai rămas totuși dintr-un rulment. Iar ținuta mașinii este atât de grav afectată încât uneori roata atinge de tabla contra aripii. Rezolvarea este undeva la 2 ore cu o echipă de oameni pricepuți. Puntea se înlocuiește cu una nouă sau recondiționată, la care fusurile arată așa. Arată impecabil, la o cotă de rulment. Ea este curățată, se remontează brațele pe ea cu rulimenți noi, se unge, se sigilează și problema este rezolvată. Aici sunt cele două punți, una lângă alta. Ei, oricând e bine să știi astfel de informații de prin service adunate. Mulțumim foarte mult colegului nostru, Dan. Dar acest clip a ajuns la sfârșit. Dacă sunteți noi aici, nu ezitați să vă abonați, dați un like acestui clip și de asemenea să-mi scrieți în comentarii ce părere sau ce sugestii aveți despre acest nou format. Noi în fiecare vineri vom pune acest clip și în fiecare duminică vom pune review-urile noastre normale, clasice, ca întotdeauna. Așa că eu vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de mine. Vă salut și vă salută și Matei.